dat? Ce are dat? Ai fumat? Nu mai mă fi, să ștergi asta, o ștergi. O ștergi? Da, mă, și pe mine că sunt bine, așa. A 10-a ediție de la București, nu mă așteptam să ajung și la 10-a ediție, să vin și la 10-a ediție. E o ediție faină, o ediție în care am avut, cred că e puțin mai selectivă, să zic așa. Am avut mai mulți tatuatori de top, foarte mulți. Ce să zic, am rămas uimit că în jur, nu știu, eu n-am văzut până acum un jur așa de complex cu unul dintre cei mai mari tatuatori din lume, nu pot să zic, din Europa. Îmi pare rău că n-am venit chiar la toate edițiile, acum noi l-am participat cu salonul doar la două. Îmi pare rău că n-am venit de la prima ediție. Cred că eram prea mic în treaba asta, acum 10 ani, să mă gândesc așa de departe și am descoperit convenția de la București doar din ediția a 4-a. Și de acolo sunt prezent la fiecare ediție și voi fi prezent și de acum încolo la fiecare ediție. Eu sunt Vlad de pe Tatuapuro, suntem la convenția de la București, minunata convenție de la București. Benefic să mergi la convenții, de pildă acum când am fost, văzusem un tatuaj făcut de un artist ucranian, vindecat, pe partea pectoralului și pe fruntea, care pot să zic că m-a făcut să cred că eu încă mai am foarte, foarte multe de învățat și mi-a dat, mi-a prins becul de a lucra mai mult și de a vedea că nu este o limită în această artă. Asta este a doua convenție la care merg cu echipa, prima fiind la Cluj. La cea din București mai fost în 2015, atunci era perioada în care mă apucasem de tatuat. În 2015, când am fost la convenție, a fost o plimbare mai scurtă, nu prea înțelegeam ce se întâmplă acolo, când a început. Pot să zic că acea convenție mi-a deschis puțin ochii de a vedea tatuatul ca pe o artă și nu doar ca pe un semn pe piele sau nu știu, ceva banal. La convenție m-am și tatuat, mi-am făcut portretul lui Stan Lee, care l-a apreciat foarte mult prin caracterele care le-a creat și eu, la început, am început să desenez prin aceste personaje create de el. Și pot zic că are o legătură cu copilăria mea, văzând toate filmele făcute de temele create de el. Și pot zic că el mi-a dat startul de a desena și ajunge unde sunt acum, de a fi tatuator. Te zgâciei să stai la hotel. Păi da, n-am avut pal la jis, dorm, îndurez zi.
mă bucur maxim că am participat la ediția 10-a a Convenției de Tatuaje din București. A fost o experiență super faină, e obositor, dar merită absolut toată experiența, pentru că ajungi să participi și să cunoști tatuatori pe care nu e văzut niciodată în realitate. Și asta pentru mine contează cel mai tare. În mare, sincer, nu am apucat să profit atât de mult de convenție de cum am vrut eu, pentru că am tatuat, știi, și nu, când tatuezi nu prea ai timp să stai să porți așa o conversație cu oamenii cu care ți-ai fi dorit, știi, mai mult când vine la stand-uri și mai discuți cu ei, știi. Dar, per total, a fost super ok, mi-a plăcut și sper ca pe viitor să mai particip și la alte convenții. În țară, în afară, nu contează. În prima zi și în a doua zi a convenției am tatuat pe Teodora, care vine mereu la convenții și e o fată foarte puternică, rezistă super mult la tatuaje și aia mă bucură maxim că am reușit să trimit tatuajul, că ea a făcut aproape tot spatele. Am mai rămas chiar puțin în zone netatuate. Duminică l-am tatuat pe colegul meu Tarkan și l-am tatuat pe Stan Lee. Are el o chestie cu Marvel-ul, cu ăstea, nu am intrat așa, am înțit în detalii. Eu zic că a ieșit bine amândouă, se putea și mai bine, dar asta e, să muncim mai mult și să dă rezultate mai bune la anul. De cât timp vii la convenție? Din 2010. N-am ratat încă niciun. Chiar la toate ai fost? Absolut toate. Început cu... Dumnezeu a fost prima la... La Turbohale. Nu? Convenții ți-au rămas în minte? Cea mai tare? Așa, ce s-a dus ca minte? Țin minte cât de impresionat am fost prima oară la București când am venit. În 2010 era prima mea convenție. Invitase Costi, așa că suntem prieteni, prin intermediul unui alt prieten am reușit și eu să ajung la convenție. Bă, aia cred că a fost cea mai tare pentru mine, cea mai tare experiență. Aia mi-a schimbat mult și stilul de tatuat, pentru că l-am văzut pe Mavridis atunci și la vremea aia Mavridis era foarte tare pentru mine. Recomand să se vină la convenții tatuatorilor? Da, recomand. Cel puțin pentru cei care sunt la începuturi, le recomand din tot sufletul să încerce să participe și să ia legătura cu alți tatuatori. Să-i studieze, să le studieze puțin stilul. Fiecare are o poveste, fiecare are un trick. Sunt persoane de la care am învățat multe și fără să-mi dau seama, de exemplu la aftercare, eu fac o chestie care am învățat-o de la un englez care habar n-avea de tatuat, dar știa de aftercare bine.
Ce să zic despre convenție? Mai de bine. Felicitări, Costi. Felicitări pentru că mergând la convenții aproape în fiecare an, adică chiar în fiecare an, am observat și aud și voci de pe lângă, a, nu, că asta de la București nu mai e cum a fost, că nu știu ce. Nu știu, vreau să le răspund oamenilor ăsta că nu le convine convenția sau că ceva nu e ok acolo, doar că mai bine mă abțin și aș vrea să îl încurajez pe Costi să mai facă chestia asta, pentru că așa cum e cu bune, cu rele, e ca la nuntă, nu poți să mulțumești lumea. El e singurul om care mișcă lucrurile în țară și ne arată cum ar trebui să fie o convenție și se apropie foarte mult de ce se întâmplă afară și ne aduce nume mari. Ce să zic? Aplauze. Ce zici de convenție? E foarte fain. Prima convenție în familie. Da. Am luat-o pe Alena cu mine. O să plâng? Da. Este foarte emoționant. E fain, îmi place. Și sper să fac și la anul. Respectiv. Ia! Pe verticală? Orizontală? E live, așa. Așa-i. Da. Nu știu cum să încerc. Să facem, știi? Filmam